Tic-tac, tic-tac, ora 6, Cabral e pe drum. Fără mofturi, fără fițe și fără costum. Pus pe șotii și glumițe, intră în scenă acum! M-a aplaudat ca până Nicu, ați auzit? Bună ziua și bine ați venit la Ce spun românii? Ca de obicei, doamnelor și domnilor, avem două familii în platou. Avem o familie cu care am jucat deja un joc, acesta este cel de-al doilea, nu? Ați zis bine? Da, da. Și avem o familie care n-am mai vizitat și în trecut. A fost nenorocire atunci, sper să nu mai avem aceeași nenorocire și s-o acum. Tu. Sau, în aplauzele voastre, familia Dobrică. Familia Dobrică este condusă, după cum vedeți, de Daniel. Au încercat cu alt capitan, dar nu s-a putut. Daniel este sunetist și tatăl unui băiețel de câteva luni. Când a venit prima oară aici, băiețelul nu era. Dar nici Daniel nu era așa varză, o să vedeți că este mult mai bine, Daniel. Când vrea să-și limpezească mintea, dă o tură cu motorul sau dă o fugă la pescuit. Pe astea două să le tai din listă, cu băiețelul mic, s-a dus cu motorul, cruce, te duci, treci pe lângă el, ce fai băiatule? Și atunci tu de ce te plimbi? Tu de ce te plimbi? Eu nu mă cu treabă. Păi și atunci la pâine. La pescuit te duci cu treabă, sigur. Da. L-ar fi tentat și un job de polițist pe motocicletă la brigada rutieră. Foarte bun băieții aia, dar n-a fost ei să fie. Am fost cu ei la antrenamente de mai multe ori. Sunt niște băieți extraordinari, da. Care tocmai mi-au luat două. În sfârșit, iubește viteza, se teme de înălțime și nu-i place să strângă după petreceri. Cu cine ai venit, Daniel? În această seară am venit cu nașul meu, Alin. Salutare, Alin! Alin, se mai spune Alin infart, că este tot timpul la un pas de infart, după cum vedeți. Cu nașa mea, Geo. Seara, una, Geo. Cu finul meu, Flo. Salutare, Flo. Salut. Și cu vărul meu, Ștefan. Îi zic Daniel. Am zis ca să nu fim amândoi Daniel. Înțeles. Daniel să fie el, Ștefan. Hai să spunem Micne, ce-ar fi. Alin este administrator de restaurant, dar vrea să renunțe la job dacă vor câștiga premiul cel mare la Ce spun românii. Tu ai văzut ce scrie pe cecul ăla? Da. Îmi ajung. Lei. Mi ajung. Păi nu, fiecare sau toți? Are un restaurant de șoareci el. Am un de la de hot dogi. Ne-a informat că peștele singurel, despre care ne-a vorbit anul trecut, probabil că nu vă aduceți aminte mulți dintre voi, dar ne-a povestit că are un pește singurel, care între timp a trecut la cele sfint. S-a mutat la marele acvariu din ceruri. Dumnezeu să-l ducă. Ne mai dezvăluie că nu e genul care să stea la șprițuri. Preferă în loc să se ducă de 2-3 ori pe săptămână la tenis cu piciorul cu prietenii. Mincinos de n-ai văzut. Nu pe bune. Îi se pare că seamănă cu un bonsai pentru că e vânjos. Păi, nene. Trecem la... Care-i faza cu păturica? Eu nu pot să mă abțin, iartă-mă. Nu, n-am cum... Nu pot, iartă-mă. Hai să-ți explic. Da. Colega ta de la garderobă. Da. Nu m-a lăsat să intru în tricou. Sau într-o altă geacă. Așa sau urât în... arătai în tricou? Da, ci că îmi face burt. Am înțeles. Nu eu. Și așa... de la băutură. Și m-am dus între timp să-mi iau o păturică de asta. I-am pus două mânecuțe. Și am făcut foarte frumos. Bun, bravo. Foarte frumos. Puteți să lași perna. Geo este casier la o pizzerie unde este un haos organizat. Motiv pentru care își echilibrează orele de serviciu cu momente de relaxare. Precum plimbatul în picioarele goale prin iarbă. Cartofii prăjiți cu brânză rasă și salată de roșii sunt pentru ea cea mai bună mâncare. Îi place să nuate și și-ar dori să ajungă în Brazilia. Ținem pumnii. Flo vine de la Carmin, așa-l cheamă, dar îi se zice Flo. Este șef bucătar și se relaxează cu jocuri de construcție modulară sau jucând fotbal ca portar, singur. Spune despre el că bântuie noaptea precum o bufniță și că cel mai tare îl deranjează sunetul care îl atenționează că nu mai are motorină. Vacanța perfectă pentru el este imposibilă. Să stai în pat 7 zile la rând. Asta îți dorești tu? Mie îmi sună mai mult la spitalizare, să știi. Ștefan? Salutare, Ștefan. Salut.
Este manager de proiect în construcții, dar i-ar fi plăcut meseria de musafir. Este fan gaming și nu suportă mielul la proțap. Înnoată ca un delfin și este sensibil ca un ghiocel. Deși este prieten cu bunul simț, are abilitatea de a ignora cu ușurință tot ce în jurul lui îl deranjează. Toată numai bine? Da. Excelent. Nu spuneți dacă nu e cazul decât la Geo. Bine! Baftă! Mulțumim! Baftă! Mulțumim! Baftă! Baftă! De cealaltă parte avem și o familie de oameni. Normal, familia Apostolache, iată-i. Normal nu aplaudăm. Nu, las că mai zic o dată. Asta zic. Din Ștefănești, Argeș, Petrică este capitanul. Petrică, salutare. Salutare. Cu cine ai venit? Am venit cu tatăl meu, Constantin. Salutare, Constantin. Mama mea, Neta. Bună, Neta. Sora mea, Alexandra. Bună, Alexandra. Bună. Și sora mea, Oana. Bună, Oana. Bună. Tatăl mai bine, da? Da. Da. Baftă. Mulțumim. Baftă. 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 Jucăm? Perfecțiune. Runda întâi. Să vedem câte variante. 8 sunt. Am rugat 100 de români să completeze. Un sandwich delicios trebuie să conțină... Salam! Am murit! Jucăm, pasăm? Păi, jucăm! Hai să jucăm! Mulțumesc, Petric! Când ți-e cald, să știi că putem da păturica jos. Trebuie doar să zici. Un sandwich delicios trebuie să conțină... Cașcaval. Cașcaval, domnule. Bun. Geo, un sandwich delicios trebuie să conțină... Salată. Salat. Avem... Flo, un sandwich delicios trebuie să conțină... Roșie. Roșie. Ștefan, un sandwich delicios trebuie să conțină... Sos. Avem. Daniel, un sandwich delicios trebuie să conțină... Șuncă. Șuncă. Oh. Da. Așa rău? Avem. Alin, un sandwich delicios trebuie să conțină... Pâine. Nu știu ce să zic, că parcă n-ar fi conținut. Două felii de șuncă, una sus, una jos și pâinea la mijloc. Sau faci sandwich club? Trebuie să gândești inteligent. Global, nu local. De la păturică, ia te lor. Zic. Geo, un sandwich foarte bun. Ai văzut? Un sandwich delicios trebuie să conțină... Castraveți. Așa? Aveți dreptul să vă sfătuiți. Flo, un sandwich delicios trebuie să conțină... Unt. ...74 de puncte. Vă ascult. Ketchup. Ok? Ketchup. Ok? Ketchup. Ok? Ketchup. Ok. 4 și 5. 74 de puncte. Petrică? Un sandwich delicios trebuie să conțină... Ketchup. Câștigă această rundă familia Dobric. Până acum, eu nu m-am urât după sandwich-ul ăsta. E cam păsărăchie așa, nu... Ești în brânză. Nu. Pastramă, ou. Pastramă. Nițel, bă, ce bine era. S-a schimbat treaba un pic. Da, da. Nu e chiar așa golaș. Așa zic. Bravo, Parize, bine. S-a măsumărut salată roșie, maioneză. Iată. Asta a fost prima rundă.
Trecem la a doua rundă? Da. Perfect. Constantin și Alin. Hai. Să vedem câte variante avem. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Ce obiect casnic vrăjește o vrăjitoare care și-a pierdut mătura și caută altceva pe care să zboare? Aspirator. Avem aspirator. Păraș. Nu e acolo. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Ce obiect casnic vrăjește o vrăjitoare care și-a pierdut mătura și caută altceva pe care să zboare? Mopul. Iată. 50. Flo. Ce obiect casnic vrăjește o vrăjitoare care și-a pierdut mătura și caută altceva pe care să zboare? Cobor. Păi asta era altă poveste. Păi. Ce are? Merge. Bravo! Ce obiect casnic vrăjește o vrăjitoare care și-a pierdut mătura și caută altceva pe care să zboare? Pămătuf de praf. Bun. Bine. Dar de ce cade la mine? Ce obiect casnic vrăjește o vrăjitoare care și-a pierdut mătura și caută altceva pe care să zboare? Pierdă călcat. Alin, ce obiect casnic vrăjește o vrăjitoare care și-a pierdut mătura și caută altceva pe care să zboare? Nu cred că ești pregătit pentru răspunsul ăsta. Mă cacas atunci. Păturic. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ce obiect casnic vrăjește o vrăjitoare care și-a pierdut mătura și caută altceva pe care să zboare? Încălțătorul. Vă ascult? Un polonic. Polonic. Un scaun. 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 Vătrai. Vătrai. 81 de puncte. Petrica. Ce obiect casnic vrăjește o vrăjitoare care și-a pierdut mătura și caută altceva pe care să zboare? Cred că pe o masă. Masă, domne. Să chinuie atât cu d-astea mici care jenează, stai strâmb pe ele, te ale. Ia-i frumos o masă, masă, hai. Nu? Câștigă această rundă familia Dobrică. Ce mai avem acolo? Umbrelă. Ce greblă, domnule? Lingură. Lingură. Spumieră. Poate polonic? Da, dar e o vrăjitoare de aia mică care merge pe lingură. Bine, bine ăsta. Păi era ce mult. 155 de puncte până acum. Luăm o pauză scurtă, ne întoarcem de pe jur cu runda a treia. Toată lumea bine? Da. Continuăm? Da. Runda a treia. Hai! Să vedem baftă. Câte variante avem. Am întrebat 100 de bărbați. Partenera ta a plecat în club cu fetele. Tu ce faci în tot acest timp? Stau cu copilul. E acolo, bravo. Mă odihnesc. E acolo. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Gio.
Am întrebat 100 de bărbați. Partenera ta a plecat în club cu fetele. Tu ce faci în tot acest timp? Joc jocuri video. Aha. Am început cu acuzațiile. Avem Oana. Am întrebat 100 de bărbați. Partenera ta a plecat în club cu fetele. Tu ce faci în tot acest timp? Ies cu băieții. Aha. Continuăm. Avem. Am întrebat 100 de bărbați. Partenera ta a plecat în club cu fetele. Tu ce faci în tot acest timp? Mă uit la televizor. Mai specific, la ce? La un film. Film. Avem film. Constantin. Am întrebat 100 de bărbați. Partenera ta a plecat în club cu fetele. Tu ce faci în tot acest timp? La pescuit. Merg la pescuit. La pescuit. Așa. N-avem varianta asta. Neta. Am întrebat 100 de bărbați. Partenera ta a plecat în club cu fetele. Tu ce faci în tot acest timp? Plin câinele de companie. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Am întrebat 100 de bărbați. Partenera ta a plecat în club cu fetele. Tu ce faci în tot acest timp? Beau bere. Avem beau bere. Am întrebat 100 de bărbați. Partenera ta a plecat în club cu fetele. Tu ce faci în tot acest timp? Mă uit la un meci de fotbal. Meci? O să aleargă oamenii acolo. Foarte bine. Petrică. Am întrebat 100 de bărbați. Partenera ta a plecat în club cu fetele. Tu ce faci în tot acest timp? O urmăresc pe Facebook, o stocăresc. Mamă, așa vorba? Intrăm și în rolul ăștia mai geloși. Vă ascult. Fac curat. Merg în club. Gătesc. Ies cu cățel. 8-ul ăla acolo v-ar putea aduce 94 de puncte. Dacă îl dibuiești, Daniel. Dacă nu, nu. Dumnezeu cu milă. Am întrebat 100 de bărbați. Partenera ta a plecat în club cu fetele. Tu ce faci în tot acest timp? Fac curat. Câștigă această rundă familia Apostolache. Stau pe site de socializare. Da, pe mașină. Pe rețele. Mănânc. Oh. Asta cu urmăritul tot acolo mergea, l-a făcut griji. Ți-ai făcut griji, dar erai gelos. Da, da. Când ești exact. Gelos nu-ți faci griji. Când ești gelos, o iei randeaua. Dar erai bine pe unde te-ai dus. Runda A. Cine a zis triple? Cine a zis triple? Să rămână. Bine ați venit. Hai! Să vedem câte variante. Am rugat 100 de români. Numește un loc unde ești întrebat câți ani ai. La școală. Bun. La interviu pentru angajare. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Jucăm. Mulțumesc, lua. Numește un loc unde ești întrebat câți ani ai. La spital. Foarte bine. Numește un loc unde ești întrebat câți ani ai. La emisiune TV. Nu e acolo. Constantin. Numește un loc unde ești întrebat câți ani ai. La poliție. Iată. Neta. Numește un loc unde ești întrebat câți ani ai. La primărie. La primărie. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Alexandra.
Numește un loc unde ești întrebat, câți ani ai? Pe afară, dacă ești copil, la locul de joacă. Ok. Din păcate n-avem varianta asta. Să vedem ce ziceți voi. Intrare în club. Am înțeles. Club. Am înțeles. La intrare într-un club. Am înțeles. La discotec. Am înțeles. 134 de puncte. Daniel, numește un loc unde ești întrebat câți ani ai. Intrare în club. Câștigă această rundă, bravo, familia Dobrică. Nu știu în ce cluburi vă duceți voi. La casino, zic noi, eu ne ducem la manele și la manele ne primește doar cu buletinul. Yeah. Cu păturica pe tine te primește la manele? Am vrut să zic de păturica, am tăcut. Am tăcut, s-a născut bătrân, de aia nu-i cerea buletinul. Mam. E, la magazin, cine da, știe? Da, că țigări. Ce mai avem? Altceva? La aeroport. Da, așa e, da, te întreabă. Da, așa e. Nu m-am gândit nicio. Intrăm la cincea, nu? Da. Hai cu a cincea, duble. Duble, să știți, doamnă, duble sunt. Să rămână. Să vedem câte variante. Zic. Am întrebat 100 de femei. Cum îți dai seama că partenerul tău iubește? Te sărută. Tu ai apăsat? E clar. Nu știam dacă merge. Doi, te merge, tot ok. Te nu știu ce-ai făcut, te ia în brațe. Bravo. Petrică? Cumpără flori. Doamne, ce vă vor plăcea răspunsurile astea când auziți întrebarea. Te drăgălește. Te drăgălește. Bun. Și acum să vedem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Oana. Haideți să vedem ce frumos se schimbă perspectiva. Am întrebat 100 de femei. Cum îți dai seama că partenerul tău iubește căței? Sperească, Dumnezeu. Le cumpără mâncare. Aia cu flori a fost foarte bună. Bun. Cum îți dai seama că partenerul tău iubește căței? Îi duce la coafor. Super. Flo, am întrebat 100 de femei. Cum îți dai seama că partenerul tău iubește căței? Îl plimbă. Aveți dreptul să vă sătuiți? Ștefan, am întrebat 100 de femei. Cum îți dai seama că partenerul tău iubește căței? Adoptă căței. Foarte bine. Daniel, am întrebat 100 de femei. Cum îți dai seama că partenerul tău iubește căței? Se joacă cu ei. Foarte bine. Am doi. Alin, am întrebat 100 de femei. Cum îți dai seama că partenerul tău iubește căței? Le oferă mai mult timp cățeilor decât partenerei. Te încinge păturica aia. Un pic la spate, m-au luat. Are blană pe spate, cred. Ia să vedem. Ce spuneți voi? Îl alintă. Îl alintă. Își face, are un telefon poze cu el. Am înțeles. Cumpără un cățel, face un cadou. Am înțeles.
face un... de la un... cum se zice... ți-a doar manelul, un coteț. Coteț. Cumpăr un coteț. Am înțeles. Patru variante. 1, 1, 2. Petrică, cum îți dai seama că partenerul tău iubește căței? Îi cumpăr un cățel, îi face unul cadou. Câștigă această rundă familia Dobrică. Ce mai avem acolo? E mai sensibil. Ok. Are tatuaje, auzi. Alexandra, tu ai spus? Foarte bine. Păi iubit îl dresează. Se uită cu drag la ei. Și doarme cu ei. Își dorește de unul. Runda A. Să vedem câte variante. 7 sunt. Am întrebat 100 de români. Ești într-o vacanță de vis pe o insulă fabuloasă. La ce te gândești înainte să adormi? La... femei. La femei. La femei. La gărgici. Trebuia să zici, de ce minți, mă? La prietenii de acasă. La o croazieră. Nu avem croazieră. Constantin. La prieteni. O să dureze ceva. Geo. Îmi fac planuri pentru ziua de mâine. Avem ziua de mâine. Neta? La următoarea vacanță. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Petrică. Flo. Da. Ești într-o vacanță de vis pe o insulă fabuloasă. La ce te gândești înainte să adormi? La ce am făcut. Ștefan. Fii atenție bună asta. Ești într-o vacanță de vis pe o insulă fabuloasă. La ce te gândești înainte să adormi? Liniște valurilor. Te-am spart. Să ne apere Dumnezeu. Să ne ferească cel de sus, pupaia ștelpile. Nu, 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 nu. Sau unii, drăguț. Noroc chiar. Ștefan, te rog să te oprești cu... Era începuse. Nu. Ești într-o vacanță de vis pe o insulă fabuloasă. La ce te gândești înainte să adormi? Să număr oi. Păi ca să adorm. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Alin, ești într-o vacanță de vis pe o insulă fabuloasă. La ce te gândești înainte să adormi? Dacă am ajuns cu toții la cazare sau unii s-au îmbătat și au rămas la club. Cât a gând, bă. Cred, da, bă, da. Cred că e un răspuns foarte bun și cred că s-au mai gândit și alții ca mine. Alina, ai fost foarte aproape. Știu, nu mă așteptam. Vă ascult. La vizita insulei. La răsărit. A răsărit. A răsărit. 5 variante, 165 de puncte. Petrică, ești într-o vacanță de vis pe o insulă fabuloasă. La ce te gândești înainte să adormi? A răsărit. A răsărit.
Câștigă runda și câștigă jocul familia Dobrică. Bun. Bani, ferească. Pe la bani te gândești oricând. Vreau să știu tu la ce te gândești. Că sunt fericit. Ești în vacanță pe o insulă fabuloasă. Înainte să adormi, zici tatăl nostru, zici, Doamne, ce noroc am să ajung aici să trăiesc vacanța asta frumoasă. Ce păcat că sunt singur. Să fie ce? Sunt singur? Păi vin și ai mei mâine, nu-i problemă. Dar ce, trebuie să fii... Trebuie să te bucuri. Putea să fie o insulă mai jerpelită și eu tot eram fericit. Dacă e și fabuloasă, domne! Să explorăm insula. Asta zic. Asta zic. Că e, domne, e. De cele mai multe ori avem fel de fel de probleme. Avem, știu că nu suntem bine. Niciodată nu e nimic. Nu e perfect. Nu există. Perfecțiunea nu există decât după ce dai colțul și vorbesc așa de tine două săptămâni. Și după aia, puf. Viața e frumoasă, domnule. Merită să o trăiești. Oricum, e scurtă, se termină repede. Acasă, un gând foarte bun plantă. Bravo, bravo. Uite, uite. Altceva. Ce? Ascuici. Ăsta e trafalet. Ăsta e Gigi. După ce a mâncat 4 balene, ce băi, dar mai intra un peștișor de la mic. Și o bere. ...566 de puncte. Mult, 4, dacă 4, ne întreb pe noi. 240, 240, nu fac calcul la bani. 4, nu ne-am gândit 4, la... 5. Vă zic eu acum. N-am fost, păi n-am... Dar pe euro. 2,264. 2,264. 2,264. Euro vreți la curs BNR sau ce bancă folosiți? 2,274 de lei au câștigat până acum. Putem adăuga 2,500 de lei în rundă fulger. Până atunci ne luăm la revedere de la familia Apostolache. Știu că v-ați simțit bine. Da. Știu că v-ați distrat. Da. Mai așteptăm pe la noi. Cu drag. Cu drag. Toate bune, sănătate. Sănătate. Toate bune. Să rămân. Toate bune, Alexandru. Mulțumim. Toate bune, mamă. Pauză scurtă, revenim. Am revenit. Ce credeți? Cu runda fulger. Avem 2500 de lei pregătiți. Cu cine jucăm? Cu... Haideți, domnilor. Sunt două manșe. Cu cine începem? Cu mine. Ne vedem mai încolo. ...20 de secunde, 5 întrebări. Secundele trec în momentul în care terminăm de rosti prima întrebare. Nu știu un răspuns, pui pas, trecem mai departe, da. Și ne întoarcem. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mersi. Am întrebat 100 de români. Ce profesie are un bărbat care crede că are mereu dreptate? Judecător. Ești mândru, nevoie mare că micuțul tău a învățat repede să... Meargă. Numești o țară faimoasă pentru muzica sa. Spania. Câte ore ar fi ideal să muncești pe zi? 6. Ce animal începe cu litera G, G? Girafă. Hai să vedem. Hai să vedem. Gata. Mersi. Cu plăcere. Ce profesie are un bărbat care crede că are mereu dreptate? Mi-ai spus? Judecător. Perfect. Deloc rău. Ești mândru, nevoie mare că micuțul tău a învățat repede să... Meargă. Cred că ăsta-i favorit, foarte bine. Numește o țară faimoasă pentru muzica sa și tu ai spus? Spania, da, nu știu de ce. Treia Portugalia. Spania.
Super bine! Trească nimerela! Câte ore ar fi ideal să muncești pe zi? 6. Și nici alea toate. Pe hotărâșe de? Cu pauză. Ah. Bun. Ok. Ce animal începe cu litera G? Mi-ai spus? Girafă. Girafă. Super bine! Stai liniștit că vine ăla, dar sub 20 nu face. Gata? Ce bun e! Bravo, Dani! Și acum vine Flo. Domnule, 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă se aude sunetul acesta, șanse mari. Nu te panichezi, îmi dai repede alt răspuns la aceeași întrebare. Nu știu un răspuns, pas, trece mai departe, ne întoarce. Da. Jucăm? Da. Baftă. Merci. Ce profesie are un bărbat care crede că are mereu dreptate? Avocat. Ești mândru, nevoie mare că micuțul tău a învățat repede să... Meargă. Altceva. Numești o țară faimoasă pentru muzica sa. Franța. Câte ore ar fi ideal să muncești pe zi? 6. Altceva. 8. Ce animal începe cu litera G? G. Girafă. Altceva. Gorilă. Ok. Atât? Ce-am făcut? Nu spune. M-a întrebat cineva. Da. Reușim? Da. Să te iei de mână cu doamna. Hai să vedem. Uite câte puncte făcuse Ștefan. Bun. Ce că bun, mă. Ce mai luăm, bun, mă. Ești mândru, nevoie mare că micuțul tău a învățat repede să... Mănânce. N-am crezut că... Na. Ce-ai crezut? Că vreți cu ei, nu știu. Să mănânce micuțul tău... Nu, că nu ești mândru că mănâncă. Singur. Meargă, vorbească, citească, numere, scrie, facă la oliță, înnoate, meargă pe bicicletă. Numește o țară faimoasă pentru muzica sa. Tu mi-ai spus? Franța. Fierți pe menuet am fost o viață. Mamă, nu cred. Spania, Argentina, Italia, Mexic, România, Statele Unite ale Americii, Grecia, India. Ce animal începe cu litera G? Gorila. Am început cu 159 de puncte această manșă. Zero, mă. Ne lipseau 41. Până acum. Dar de acum ne lipsesc... Cât are? 2? 0, mă. 34. Girafă, găină, ghepard, gorilă, gazelă, gărgăriță, gâscă, greiere. Mai avem două răspunsuri să facem 34 de puncte. Ce vrei să zic? Nu mai zice nimic. Nu sunt de ajuns aia care am luat, ce mai facem și cu ăștia. E păcat. Da, adică... Ce profesie are un bărbat care crede că are mereu dreptate? Tu mi-ai spus? Avocat. Foarte aproape ați fost. Eu te am oftic. Nu-mi spune și e 4 ore. Avocat, favorit, apoi judecător, polițist, director, inginer, mecanic, doctor, bancher. Și aveam o întrebare simplă. Câte ore ar fi ideal să muncești pe zi? Cât e ziua de lucru, în mod normal? Hai să mai. Dacă n-ai dat-o pe asta... Cât e acum ora, ziua de lucru? Cât muncești? Eu 14. Păi nu tu, că și eu, uite-te mă, sunt aici cu tine la ora asta, nu o să fiu și eu. Dar zi-mi cât
12. Nu știu. Ce 12? Uite-te și tu în stânga și întreabă, ia întreabă. Ești nebun, mă? 4, mă? 8 ore muncești în mod normal, ideal ar fi fost 4 sau 6. Nu contează, oricum pleacă pe jos. Oricum am mers pe jos acasă. Pentru asta pleci pe jos acasă. Să te duci cu domnul. La oră, măcar 2. 8 ore. Păi dacă deja e 8 ore ziua de lucru, cum e ideea? Ideea are 2 ore, 4, vorba lui Daniel. Unul care muncește 14. Eu nu mă cer cu tine. Nu mă, eu, că nu e treaba mea aici. Da, nu câte știu. Ore ar fi ideal să muncești ai pe zi? Că am zis 6 prima oră. Tu ai spus, păi da, era dat deja. Tu ai spus 8 ore. 198 de puncte. Uite-te și tu, ne-am împiedicat în șiretul la capăt. Para pa pam para pam 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 pam. Bine, bine. Mamă ce la fie. Haideți cu toți, uite la Daniel. Era gata. A căzut gorila aia pe mine. 8 ore, 6, 5, 4, 3, 9, 2 ore. Asta era ordine. Haideți acolo. Bravo. Ce e Daniel? Ce cu ei acum? Unde vrei să-i duci? Ce vrei să faci cu ei? A căzut gorila lui ăsta pe mine, de mai știam de mine. Cozun a căzut, ați reușit și runda Fulger. Felicitări pentru astăzi. Mulțumim. Ați luat, ați băut prea multe cafele azi, poate mâine că sunteți... Și-a crezut că e cu bani prima oară, dar ce crezi? Am văzut fise acolo, frumos, e bine. Nebunie. Hai pe drică. Mergem mai departe cu acești rângăniți care au revenit la noi și anul acesta. Ne bucurăm. Vă așteptăm și pe voi, casting aronprotv.ro. Să fiți bine, să fiți sănătoși. Toate bine.